Bună dimineața! Bine ați venit din nou în familia noastră. Mi-am aranjat părul. Întâi m-am dat cu cristalele lichide de la Shogun, că trebuie să-mi fac și eu ceva publicitate. Știu că peria asta e mare de acum. Asta era pentru când aveam eu părul mai mare și asta e, nu, nu o să-mi iau alta acum. L-au zis pe Cornel, a venit de la grădiniță, că l-a dus pe Alex și mergem la grădină. Ok? Cu roz. Ok. Hai, repede și gata. Hai să nu vărsăm lăpticul. Face tate? Să facă tate părul? Da, să facă tate. Lasă că face tate. Da, la tate stă. Mai un pic mai sus, ca altfel ei se desprinde la din față. Mă topesc la scena asta. Nu pui, dă-l de două ori, ca e cale, l-ai prins degeaba. Nu pot, nu, nu eu am de ce televizești. Bună dimineața din nou, dar nu ne vedeți mult mai bine decât în baie. Este înnorat astăzi. Nu știu câte grade să fie. E frig afară. Frig. Dar noi sperăm să ne ducem la cald, să ne prăpălim. Adică nu mă înțelegeți greșit, bineînțeles că noi punem protecție solară 50, pe aceeași care le pun copiilor, cu aceeași ne dăm și noi. Și ne ajunge un tub, dintr-o la cam toată vacanța. Și noi vrem căldură, că aici să te sătui. Nu avem nici de unele și ne dorim. Acum planul e așa, Alex este la grădiniță astăzi, până la 3 și jumătate. 4, probabil. Așa că noi mergem repede la grădină, dacă aș reuși să culem cu acăzilele, aș fi tare bucuroasă, dar dacă ne prinde o ploaie, nu putem. Mergem la Netto să luăm niște bere de dus în Italia, că nu poți să te duci în Italia din Germania fără bere. Altceva n-au mai zis nimic ai mei acasă. Auzi, lasă. Și avem două cărucioare în portbagaj. Și Boller Wagon-ul și căruțul lui Emi, că dacă noi ne ducem să vizităm Roma, nu mă pot duce cu ăsta, îmi trebuie căruțul celălalt pentru Emi. Și oriunde ne ducem, mă dați seama că îmi trebuie ălălalt. O să fie frumos. Noi așa sperăm, câte o geantă de fiecare. Deci deja planific bagajele. Mâine dimineață sunt la ginecolog pentru controlul anual și tocmai culmea s-a nimerit să fie liber exact ziua de vineri. A zis, da, dă-mi, nu mai aștept de două luni programarea asta. Și bine că am prins-o, că apoi cine știe când mai aveam. Și trebuie să încep de astăzi să fac bagajele. Deja de ieri am început puțin. Așa că o să fie câte o geantă de fiecare, 4 genți, 2 cărucioare, trotineta. Dacă iei trotineta, oare să iei, dacă iei lui trotineta, oare să iei și iei bicicleta, nu știm. Da. Cred că nu, că nu are băzi de la să o împing. Scaunelul de scaun, că avem un scaun special pentru Emi. Olița, capacul de WC-ul. Astea așa, numai ce-mi vine mare mie în cap, dar mai sunt. O geantă de jucării. O geantă de mâncare. O 3-4 sacoșe cu dintre astea gratis de dus în Italia. Avem o grămadă de bagaje. Măi, la Cornel are o față. Nu mai el să gândește săracul cum le face iar Tetrix să intre una lângă alta. Eu mă gândesc că vin mâine seara și nu-i gata bagajul. Asta nu e mie cel mai frică, că să nu stăm să facem mâine seara bagajele și plecăm. Dar eu încerc, iubesc, să le fac, dar are un talent când eu bag într-o sacoș ceva, ea scoate. Asta mi-e teamă și la comenzi. Că uneori le mai pregătesc și cât este ea și când ea se adoarme, pac, am fugit și le-am dus la poștă. Și eu pun într-o cutie, ea scoate. Ea scoate dintr-una, bagă într-alta. Chiar am zis, băi, odată și odată. Când doarme, tu le duci la poștă. Când nu le duci în piață. Păi da, dacă tu vii acasă. Casă? Nu, Cornel vine, de exemplu, de la muncă la ora 2, eu pac, am plecat. Dar ea trebuie să doarmă atunci. Și am zis că odată și odată tot o să găsească cineva cu niște produse pe care nu le-a comandat, pentru că ea mi le... Așa să ia mai bine decât sunt. Ne-am întâlnit cu poștărița, parcat și exact aici lângă mașina noastră și îmi zice, stai! Stai că am un pachet pentru tine! Deci m-am învățat
Mi-am comandat de pe C24, asta e ultima comandă, n-am mai luat nimic altceva, un mop. Și am dat 5 cenți pe el, că am avut un cupon de 10 euro gratis. Și nu mop, doar găleata, mopul am și doar găleata. Eu nu folosesc mopul în casă, n-am mop pentru în casă. Sună ciudat, dar l-am pe cel electric și nu îl folosesc altceva. Dar curățenia în pescare trebuie să facem noi cu ustensilele noastre personale. Așa că mi se rupsese găleata de mop, tot mă chinuiam cu ea. Așa că mi-am luat alta nouă și mopul a rămas același. Ce zici tu? Acolo? Da. Unde mergem? Tati. Cu tati, da? Hopa. Ui, tati, hopa! Oiele, ei! Dar ce faci? Bun? S-a mai copt o tură de zmeură. Dar Cornel s-a dus să parcheze mașina. După aia vine să ude. Oh, s-a rupt cu totul. Și după aia o să stea el un pic cu Emi, cât o să culeg eu zmeura și coacăzele. Așa știu că sunt coacăze, ce ori fi, ori fi. Dar le-am mâncat și nu avem nimic. Aș închide singură. Hei, mai vrei? Ia. Nu toate. E, asta. Ia. Ce faci tu cu ele acum? Ia. Eu. Toate. Și-a umplut gura. Gata, le-ai înghețit. Cine vrea primul castravete? Chete. E bun? Aha. Și crocantă-i. Jos. Treci la adunat. Așa. Papa. Gata, ne întoarcem pentru că e deja ora 10. Nu am apucat să iau nici măcar un sfert. Părul? Ești frumoasă. Nu am apucat să iau nici măcar un sfert din coacăze. Am luat așa un castron. Am luat toată zmeura, toate agrișele pe care le-am și mâncat deja. Sunt preferatele mele și ale Emiliei. Și în rest... Aia, au rămas la coacăzi acolo. Nu venea să plâng. Venea să plâng lângă boscheți acolo. Dar nu mai am timp. Pur și simplu Cornel trebuie să plece la servici. Trebuie să fac ceva de mâncare. După masă o culc pe Emi. Nu cred că o să mai ajung după masă. Și e ok. Poate o să treacă prietenii noștri să culeagă dacă își doresc să-și facă ceva din ele. Pare rău. Asta e viața. Asta este găleata. Băi, dar n-are din aia de stors? Să-mi bag picioare. Păi eu găleata aveam deja. M-a rămas dezamăgită că mi-a trimis o găleată. Păi găleata aveam și eu, aveam o grămadă de găleți. Mie îmi trebuia chestiunea aia care se pune aici să pot să storg mopul în ea. Și am zis, hai că m-am scos, mi-am luat găleată gratis și mop gratis. Mop, nu mop, găleata de mop. Și mi-a trimis o vrăjeală aici. O să o folosim pe la grădină, dar mai am o grămadă de găleți. Tu, mama măsii de treabă. Iarăși am făcut paste la prânz. Sincer, am frigiderul gol pentru că nu am mai făcut cumpărături. Vreau să termin tot ce am și să rămân cu frigiderul gol. Normal, 3 săptămâni. Și ce mai am acum, tot o să iau și o să o duc la mama. Pastele de astăzi se chemau Mama Roza la restaurantul unde munceam eu. Și erau, sunt cu șunculiță, sos de roșii și smântână. Hai să avem poftă! Și-a făcut Cornel cafea.
El își ia cafea în termos de acasă, pentru că aia de la mașina de cafea de la nemți nu e bună de nimic. Chiar apă, așa îi se pare lui. Noi avem lavața, că oricine vine la noi din Italia, hapa, încă o lavața, încă o lavața și avem o grămadă. Și am zis, dă și mie o guriță, că mă mai doare cap dacă nu beau câteodată cafea. Eu nu beau de obicei, nu, odată la săptămână, poate. Și zicea lui Cornel, așa frumos miroase, abia aștept să ajung la mare, să mă pun la terasă, să beau un cappuccino. La asta mică îi dau o înghețată numai să stea acolo, să tacă și să o savureze, să mă lase și pe mine așa să mă bucur. Deci vă puteți închipui că abia aștept să plec în vacanță. Și este aproape 1, Cornel pleacă acum la servici, pe ei mi-am lăsat-o puțin la televizor, Pepa și Bobo, e nebunită. Apoi o bag acum la somn. Vreau să o culc în camera lui Alex, pentru că în dormitor vreau să fac bagajele. E foarte dificil pentru mine, pentru că eu am toate hainele în saci și acum trebuie să mă pun să scot din saci, să văd ce anume vreau să iau, să mă limitez numai la o geantă, să vă dați seama. Dar încet, așa, încetul cu încetul le facem astăzi și la 4 după Alex. Hai, capă pe pernă. Cum nain? Capă pe pernă. Nani. Hai da. Este ora 2, abia am reușit să o adorm. Plouă afară, așa că nu știu cum o să fac să mă duc după Alex. Dar noroc că noi avem grădinița aici lângă noi. Și mă apuc acum să fac gențile. A mea, a Emiliei, al Cornel și al lui Alex nu pot încă pentru că doarme Emi în cameră la el. Dar o să fac după. Cea mai greu e a mea. Stai să vă arăt de ce. Că toate hainele mele sunt acolo și toate hainele de rochițele, tot de plajă, tot ce am e acolo. Și acum o să mă pun să scot și o să selectez câte ceva, să văd unde or fi, Doamne ajută, să le găsesc. Poșta, a venit poșta, ia vezi. Da. Ia uite-te și tu, Emi. Ia vezi. Ia vezi. Nu acolo, acolo e la vecini. I-am parcat. Emi e cu Pepa și Cornel, ultimă pomeni. Alex are voie o oră la tabletă, în timp ce eu termin bagajele. Toată casa lui cu fundul în sus, aici am scos gențile de care am nevoie. Și acolo am pregătit deja o parte din ele. Asta e geanta lui Alex. Mai am câteva chestii afară pe uscător, dar dacă plouă, nu s-a uscat, poate mâine. Și mai am câteva să pun mâine. Deci asta e geanta lui Alex. Asta este geanta de plajă în care am pus toate prosoapele de plajă. Asta e geanta mea, mi-am încăput toate aici. Asta e geanta în care am pus toți papucii. Asta e scăunelul Emiliei, pe care ăsta se leagă la un scaun normal și poate să stea și ea. După care o să luăm căruțul, placa asta o vrea Alex, restul o să dispară de aici. Și mai avem, îi dăm înainte. Smeaurica din grădină. Niam, niam. Nu știu cum e la voi, dacă aveți copii mici, na, sau în perioada asta de vară, dar Emi nu mănâncă decât fructe și legume, atât. Iaurt, fructe, legume și pâine. Astea patru lucruri. Brânză nu mănâncă, dar n-am mâncat nici când era mică, nici făcută de casă, nici cumpărată, nimic. Nu pune gura pe brânză. Iaurt, da. Bea lapte, da. Dar fructe mănâncă într-una. Mâncare mai puțin. Ea care mânca ciorbiță, paste, orez, de toate mânca, numai. Eu cred că e o perioadă sau de la căldură. De la noi nu e așa cald acum, sincer. Nu știu ce să zic. O fi, ce-o fi. Ok, Alex ne-a desenat un Daumenfinger, se cheamă în germană, adică, nu, Daumenkino, adică un cinema cu degetele. Așa, mama, sau ăsta e în sus?
În sus. Aha, deci așa. Dar ai început-o invers cartea asta. Și asta este o dinamită. Dinamit și pompe. Și bombe. Aici nu-i nimic. Mai faci mai continuare? Sau da, să trec peste aia. Hai, hai, că te aștept. Ok. Deci. Bombe. Și dinamit. Asta ce? Pompe. Tot bombe. Bombe. Foc. Aici au dat floc. Foc. Aici a explodat și am colorat bum. Bum, dar n-ai colorat, ai scris că dacă e colorat e cu mai multe culori. Așa. După aceea, bombele lângă o casă. Nu, aici au explodat și deci așa cum au să scapă după să se distrugă. Aha. E, și-a căzut casa. Și acum că ăia sunt piesele de la case. Wow. Foarte interesant, mulțumim. Dar cum ai făcut tu cerculețele astea așa de bine? Păi, să cu șablon? Da, asta. Șablon. Ah, gata. E ora 10 și am culcat copiii. Astăzi am filmat foarte puțin. Nu știu ce s-a întâmplat. Ba știu că mai mult am făcut bagajele și în rest am făcut o postare pe Facebook în care vă vorbeam despre Shogun și spuneam că îmi caut fete, colege. Și atunci mi-au scris o grămadă de fete și astăzi toată ziua am dat numai detalii. Cu o mână pe telefon dădeam detalii, cu o mână împachetam și băgam în gentuță. Și greu, am mai fost să mai și filmez, cam greu m-am descurcat astăzi, din păcate. Hai că am pus telefonul pe trepied. A venit Cornel acasă și m-a prins. Ce faci acolo tu? Iar nu folosești trepiedul și iar nu faci așa. E cam întuneric. Astăzi toată ziua a fost întunecat pentru că a plouat afară. Ce vreau să zic, nu prea am avut timp sincer astăzi să filmez multe pentru că ne-am pregătit bagajele. Cornel când l-a văzut pe la telefon i-am zis, avem o geantă de jucării, o geantă de lenjerii, o geantă de prosoape, o geantă de două cărucioare și a zis, aleu, dacă n-am venit acasă, zis, aia, păi aia intră lejer. Bun. Da, v-am zis că am făcut un pic din bagaje, dacă este mâine o să vi le arăt puțin. Dar mâine chiar o să plecăm, să vedem cum facem, așa am emoții, Cornel vine acasă de vreme și... Nu, planul a rămas așa cum vi l-am povestit. Am mai reușit să fac și ceva pentru Shogun astăzi, că am zis că eu luna asta mă dedic doar YouTube-ului și fac doar YouTube. Dar n-am cum să nu postez, să treacă o zi și să nu postez ceva despre Shogun pe Facebook și mă bucură foarte mult faptul că fetele întreabă detalii sau mai am câte o vânzare. Mi s-a reproșat faptul că m-am băgat și aici și am schimbat cum ar veni puțin conținutul, dar eu vă rog să înțelegeți că eu din YouTube nu am venit de suficient încât să pot să stau acasă cu copiii și să fac doar YouTube. Nu pot. Așa că am găsit și posibilitatea asta să rotunjesc. Și este o posibilitate destul de bună pentru mine. Mă bucură faptul că voi mă cunoașteți și aveți încredere în mine și vreți să încercați produsele pe care eu le recomand. Asta este un plus pentru mine, trebuie să recunosc. Dar na, am muncit atâția ani și să-mi fac comunitatea pe Facebook și aici pe YouTube și am făcut atâția ani publicitate gratuită la toți și la toate magazinele, acum, na, profit un pic și fac publicitate pentru mine, în beneficiul meu. Și chestia asta mă ajută și pe mine să pot să stau acasă și să pot să continui și cu YouTube-ul. Și vă mulțumesc pentru înțelegere, că am zis așa, hai să n-amestec prea tare pe YouTube, dar ați văzut că nu am făcut postări, foarte puțin v-am arătat din produse atunci când am făcut curățenie. Eu am făcut mult curățenie cu ele cât am făcut curat în apartament, dar n-am mai apucat să editez. Și acum, făcând zilnic aici, deja am ce edita și nu mai reușesc să editez din urmă. Poate când o să ne întoarcem din vacanță. Și
Am zis că aici să las așa vlogurile. Pe canalul principal o să mai facem curățenie în care o să vă mai arăt produse, dar o să vă mai arăt și alte trucuri prin casă sau ce am mai descoperit eu. Na, cum a fost și până acum canalul. Iar pe Facebook, da, într-adevăr, m-am șogănit pe Facebook și vă arăt foarte mult produsele pe care eu le recomand, ce rezultate am cu ele, eu sau persoanele care le-au încercat. Ce să vă spun, dacă vă deranjează, eu încerc să pun oricum și imagini din zilele noastre, ce facem în timpul zilei, copiii, noi, că da, asta am făcut dintotdeauna. Eu consider că nu s-a schimbat foarte tare profilul, dar dacă vă deranjează, puteți să rămâneți doar aici pe YouTube. Și mai vreau să mai fac un anunț înainte să închid filmulețul, dacă sunt persoane interesate care vor să se înscrie la Shogun, și vor să fie colege cu mine, cu cel mai mare drag, vă invit să îmi scrieți. Vă pot da detalii, vă pot spune că este un câștig adevărat, cu bani cu care rămâneți în mână și pe loc. Așa că dacă vă doriți un câștig în plus sau sunteți deja la o companie și nu aveți câștig destul, să știți că aici se câștigă destul de bine. Așa că vă aștept, dacă doriți, vă pot ajuta și vă pot învăța tot ce am învățat eu până acum. Vă aștept și cu comenzi. M-ați întrebat dacă se poate pe Franța, pe Italia, pe România. Acum, da. Nu eu personal, pentru că transportul este puțin cam scump, dar mi s-au scris fete, colege, prietene, care sunt pe țările astea și cu cel mai mare drag vă putem rezolva. România, Spania, Franța, Italia, Austria, Germania, Belgia, un pic suntem așa, peste tot. Și dacă vă doriți să încercați și voi produsele cu mare, mare drag, putem să facem în așa fel încât să ajungă și la voi și să ajungă ieftin. Că, da, nu poți să plătești 15 euro transport la o soluție de 12 euro. Știu că sunt niște prețuri un pic cam piperate când auziți așa prețuri, dar eu am cheltuit mult mai mult până acum pe produse care nu au avut același efect, nu am avut cu ele același rezultat, așa că am preferat să dau un ban aici, mi l-am făcut treaba, au ieșit perfect și nu mai am, un an de zile nu mai am treabă cu rosturile, cu oalele și cu ce mai e. A terminat și Cornel, mă duc și eu la duș, pentru că mâine dimineață, dis de dimineață sunt la ginecolog, așa că și mâine o să fiu mult pe drumuri, dimineață, după amiază o să termin bagajele, să iau copilul de la grădiniță, să stau cu ei și vedem ce facem și pe aia plecăm. Mâine va fi o zi interesantă, așa că vă aștept să veniți alături de noi și toate cele bune. Ne vedem mâine. Pa, pa!